Ar trebui să fie pornit și... Să aude. Vă rog. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Aș începe cu o scurtă prezentare a companiei pe care o reprezint. Renomia este un broker apărut în urmă cu 27 de ani în Cehia. În cei 27 de ani s-a dezvoltat foarte mult și a devenit numărul 1 în regiunea CECIS prin prisma primelor de asigurare plasate. Ca urmare a dorinței de creștere și de dezvoltare și de a putea livra soluții de asigurare la nivel global, a apărut fuziunea cu un alt mare broker, Gallagher, din Statele Unite. Astfel încât, în momentul de față, suntem pe locul 4 la nivel global, tot prin prisma primelor plasate. Revenind la noi, în București, în urmă cu aproape un an de zile s-a înființat un hub regional care deservește regiunea CECIS pe zona de business development, dar și pe zona tehnică de asigurări. Vedem o efervescență în zona de regenerabile și pentru că antevorbitorul meu vorbea de rooftop, Muntenegru, spre exemplu, investește masiv în zona aceasta de fotovoltaic, rooftop. Geotermal vedem în Olanda, spre exemplu, investiții și proiecte, foarte multe proiecte în zona aceasta. Suntem implicați în momentul de față în peste 23 de proiecte, bineînțeles pe zona de asigurări. Iar în Polonia, pentru că colegul meu a fost de curând în Polonia, vedem proiecte, foarte multe proiecte offshore. Așteptăm să vină valul 2 și la noi. Există soluții pe toate fazele, soluții, mă refer la asigurări și asigurarea este o externalizare a riscului pe care investitorul îl are, fie că vorbim de fenomene naturale, fie că vorbim de tot ce ține de funcționalitatea eolienelor sau a componentelor unui astfel de parc. Sunt soluții pe zona de construcții, pe zona de operațional, inclusiv pierderile de venituri din întreruperea activității și mai mult decât atât, pentru că trăim într-o perioadă, să spunem, delicată, cu un război foarte aproape de noi, deși nu se prea știe sau nu se știe deloc, există posibilitatea asigurării riscului de război și nu doar pe polițe cargo, așa cum era până acum, cum era știut până acum, se pot asigura proprietăți, investiții.